Sasa. 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 Vorbim. Și să zicem. Și Daria, vă dăm câte o ciocolățică, trebuie să vă îndulcească, domnul. Hai, dar... Repede. Da. Runa. Deci, domnul, vă dăm repede. De cum, Daria? Facem testul 6. La mulți ani. Și să ai rezultate frumoase anul ăsta. Și mai ales să dai rezultate, să dai răspunsuri cele mai frumoase la profe online. Da. Bun. Așa. Hai, stai jos, lasă-l pung aici. Tot victorită. De ce? Așa, facem testul 6. Facem, dar de repede, un test algebră, da? 1. Determinați valoarea de adevăr a propozițiilor. N-ai dat? Nu. Determinați valoarea de adevăr. De adevăr. Pentru propozițiile. Amin. 5. Îl divide pe 479. Nu se divide, îl divide. 5. Îl divide, deci este un divizor, da? Da, bar. 5 îl divide, da, pe 479. 479. Adevărat sau fals? Fals. Da? Fals. Nu v-ați zis niciodată, da? B. 3 îl divide pe 14751. 14751, dar ea vorbește. Păi, o să facem suma lui 14751. Da. Care este 18 și îl divide, adevărat. Deci 1 plus 4 plus 7 plus 5 plus 1 egal cu, ai spus, 18. Da. Care se împarte la, se divide la 3. 7 îl divide pe 1001. Adevărat. 7 îl divide pe 1001. 1000. Hai, David, tu. 1. Nu, nu, altfel calculăm. Că 7 nu are puteri. Nu trebuie să facem concret aici. Da, da, ce sunt împărțim. Asta faci. Vă zici, repede. 1001 împărțit la 7. 70 ori odată. Da. 30 de 4, 7, 28. Hai, mai repede, mai repede. 28. 20. Nu știu dacă am văzut bine. Nu. 21, 3, 143. Da. S-a împărțit exact, deci a spus corect. Adevărat sau fals? Adevărat. Adevărat, bravo. 2 îl divide pe 2789. Fals. Pe? 2 îl divide pe 2789. Fals. 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 10 îl divide pe 14750. 14.000? 750. Adevărat. Adevărat. 3 îl divide... nu știu, pe, aoleu, pe 9, 8, 7, 6 până la 0. Pe 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Când facem suma, gauz? Așa, suma de dă 45, de ce repărat? Pentru că suma de la 1 la 9 dă 45. Plus 9 egal cu 45, care se divide la 3. Deci e repărat. Exercițiul 2. Calculați, amic, divizorii lui 12 intersecta cu divizorii lui 18. Intersecta cu divizorii lui 18. 18. Hai să vedem, divizorii lui 12. Sunt 1, 2, 3, 4, 6 și 12. Așa este. Iar divizorii lui 18 sunt 1, 2, 3, 4? 6. 4, nu, 6. 6. Și, nu, 6, 9, 9 și, 2, și 18. Așa. Și... Davide, divizorul 12 intersectat cu 1. Intersectat cu divizorul lui 18. Ce înseamnă intersectat? Adică că ce am în comun. Punerea în comun. Da. Sunt 2. Da, numai elementele comune. Da. 2. 1. 1. 3. 3. 6. Da. 7. 7, da? Acestea sunt divizorii, intersecția. Ce înseamnă de 12 minus de 12 minus de 18? Deci se află de 12 și nu se află de 18. Așa. Adică 12 și 4.
12 și 4. Corect. 4 și 12 și tu, Daria, de 12, de 12 minus de 18, reunit cu de 18 minus de 12. Mai întâi trebuie să-l facem pe de 18 minus de 12. Așa. Și... de 18 minus de 12. Care o să fie egal cu 9 și 18. 9 și 18. Și atunci intersecția lor o să fie... Punerea lor, comun. Să fie 4, 12, 9 și 8. 4, 12, da? Reuniunea. Păi da, reuniunea, nu intersecția. Deci punerea la un loc. La un loc, am intersecția. Nu, reunit, le punem la un loc. 4, 12, 9 și 18. Da. 9 și 18. 3. Scrieți acolo, domn profesor, tot și pe aceeași lucru. Da, da. Fie mulțimea A egală cu? Fie A egală cu? 0, 5, 10, 12, 17, 18, 25, 450, 130, 120, 38.412, 475, 1110. Determinați mulțimile A1 egal cu tot acei X din ieri, tot acei X din A, cu proprietatea, 2 îl divide pe X. 2 divide pe X. A2, îl scriu tot. Da. A2 egal cu tot acei X din A, cu proprietatea, X se divide la 5. Și A3 egal cu tot acei X din A, cu proprietatea, X se divide la 10. Și mai avem și A4, egal cu tot acei X din A, cu proprietatea, X se divide la 3. X se divide la 3. Pe rând să vorbească, domn profesor, da, pentru A1. Da, 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 da. A1. Să meargă repede, că zici copilul. Daria? A1 o să fie egal cu 0, 10, 12, 18, 450, 130, 120, 38.412, 1110. Da? A2. A2, Davide, da. A2 este egal cu 5, da. 0. 5, 0. 12. Da. 25. 25. 450. Da. 130. Da. 120. Da. 475 și 1110. Domn profesor, a greșit undeva, cred că s-a încurcat. Ai zis 12 în loc de 10. Hei, s-a încurcat acolo. Păi da, asta am încurcat. Domn profesor, și eu am o întrebare, nu vă spărați. Da. 2 îl divide pe X și X se divide la 5, îl luăm și pe 0 și într-o situație și în alta? Ce înseamnă asta? Cum se interpretă? 2 se divide pe X. Adică 2 dacă este divizor al lui 0. Da. Adică ce înseamnă? 0 dacă se împarte la 2. Da, e adevărat. Da, și atunci X cu 5? X se divide, 0 se divide la 5? Da. Adică aici 2 să fie un divizor al lui X, da? Al lui 0. Da. Să vedem. E bine? Da, păi 0 ori 2? 0. Ce înseamnă divizor? Cel care împarte pe 0 exact. Deci 0 se împarte exact, da? Da. Scrierea asta și cu asta sunt identice? Da. Deci X se divide la 5, X-ul e mai mare. Da. Da? 0 se împarte la 5. La 5, e corect. Da, da. La 2 îl divide pe X. Da, aici, aici se vede un pădat. Da. Păi spune 2 îl divide pe X, ar fi tot un X 3 puncte 2. Așa. Numai că e scris în alt mod. Deci este același, 2 se divide pe X sau X se divide la 2. Corect. Este corect. Bine. Deci este același mod de scriere. Corect. Așa. Bravo, Davide. A3. A3. Davide vrea la A3, o să-l las. Eu vreau la 4. Ok, deci, ok, bine, așa. Deci o să fie 10. 10. 0. 0 și 10.
Ok, 450, 130, 120 și 1110. 1110. Gata. Și a patra, bun? Și a patra. A patru. A patru este egal cu 0. 0. 12. 12. 17. 17 sunt partele 3? Da. Nu. 1 și cu 7, 8. A, nu. 18. 18. Așa. 18, domnul profesor a zis. 20. Nu. Nu. Tot 450. Da. Da. 450. Nu. 120, da. Da. 120. 120, da. 10, 10, 18, 7, oh, da, se da. 38.412. 38.412. 7, 6, 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
4. În faptul prim. Deci descompuneți. Cine începe? Tu. Okay. 24 împărțit prin 2, 112. Da, să facem viteză maximă. Viteză, dacă poți. Ea nu poate viteză maximă. Să zic. 3 euro fac 24, Daria, da? 3 prim. 3 prim. Da, și 8 nu-i prim, dar cum îl poți scrie? Da, 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 corect. Daria, ca să nu pierdem mult timp. Da, da, 36. 36. De ce 3 la 2 ori de la 2? Corect. Așa, 3 ori, 3 ori 2, 6 la 2, 3 la 2 ori 6 la 2, ori 2 la 2. Și Daria, 53. 53. Când ești prim? Eu zic că la 2, nu la 3, nu la 5, nu la 7. 7, 7, 4, 8, gata, e 3. 53, e egal 53. Mergem mai departe. Exercițiul 5. Determinați cel mai mic, cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun al numerelor. Și cel mai mic multiplu? Cel mai mic multiplu. Multiplu. Comun. A numerelor, amic, 42 și 70. Deci, în paranteze? Păi 1, 1 și 1. 42 și 70. Și 70. Cine vrea la asta? Eu. Care este? Trebuie să aflu cel mai mare divizor comun? Da, deci 42 o să... 42 este egal cu... 7, 6, 7, 2. Hai, hai, mergem repede. Deci 42, ei zis că este egal cu 7 ori 6, că ai 2 ori 3, Daria. Iar 70 este egal cu 7 ori 2 ori 5. Așa te vreau ca să mergi repede. Tu de ce? Crezi că nu poți? Bă, da, poți. 70 își fac 70? 7, iar 10 de ori 5. Așa. Și acum cel mai mare divizor comun al lor? Și cel mai mare divizor. O să fie egal cu... Pune în paranteză, Daria. 2. 2 și 7. A, 2 ori 7. Vezi? 14. 14. Da. 14. Apoi? Cel mai mic multiplu comun? Cel mai mic multiplu comun. Al 42 și 70. O să fie egal cu 7 ori 3 ori 2 ori 5. 7 ori 3 ori 2 ori 5. Urme. Yes. Și B. 340 și 850. 340 și 850. Și 850. Paranteze rotunde și paranteze drepte. 340 putem scrie ca 2 ori 5. Dar cum ori 10 de la care 0? Păi 2 ori 5. 2 ori 5, corect. Așa zis bine. Bravo. Deci 34 egal cu 2 ori 5. 2 ori 5, corect. Și 34, iar 2, acum o fac, la 17. 6, 2. 17. Cum 17? 2 ori 17, 34. 34? Deci am mușcat de 10 lei și mai rămas, am în continuare 2 ori 17. Ați înțeles, Dani, acum?
2 ori 7. Deci nu ți-ai văzut de vreo. Faci 2 la 2, 2 la 2 ori 5 ori 7. Și 18 ori 10 vă scrie ca 2 ori 5. Corect. Și 85? 85 ori? Se împarte la 5 ori, 5 ori cât? Ori 45, nu, ori 35? Nu. Tot 35 merge. 17. Ori 17. 5 ori 17. Adică faci 2. Puneți 2. Un ori acolo, domn profesor, aici, 5 și 5, da. Da. 2 ori 5 la a doua. Ai înțeles, Daniel? Cum facem noi? Deci noi facem pentru 0 de la sfârșit 2 ori 5, 10 de la sfârșit. Și aceea rămâne 34, 85. 85 e 5 ori 17. Acolo am 2 ori 17. Cel mai mic multiplu comun este 2 la a doua ori 5 la a doua ori 17. Deci, cel mai mic multiplu comun aici. Da. 2 la 2 ori 5 la 2 ori 7. Ia uite mai atent un pic. Păi la cea mai mare putere. La cea mai mare trebuie să o luăm? 2 la 2. Multiplu. A, multiplu am vrut să zici. Ok, ok, iartă-mă. 2 la 2. Ori 5 la 2 ori 17. 4 ori 25 e... 425 cu 100. Vrei să dai numărul? Da, da, da. 117, 1700. Da, corect. Și cel mai mic divizor comun? Cel mai mare divizor. Cel mai mare divizor comun egal cu 2 ori 5, 170. 2 ori 5. Am scos 0 ăla de la 170. Corect. Deci cât este? 170. Ba, e 170. E pe zare, pe cei mai mici? 2. Ori 5, 10, 10. Dar domn profesor, puteam să-i dăm seama și de acolo. Era 2 la 2 ori 5 la 2 ori 17. Și mi-a dat 1700. Hai să vedem, dar atunci nu stă 1005. Și-mi dă 170. Da? De, sau dacă nu stăpânești, zi. Că la test nu poți să nu stăpânești. Ok. Deci, e 170. 170. Da? Deci egal cu cea mai divizor comun, 170. 170. Bine. 6. Verificați că cel mai mic multiplu comun mulțit cu cel mai mare deci ce se verifică? Divizor, relația aceea. Egal cu A ori B. Egal cu A ori B, dacă. Relația aceea. Da, da, da. Paranteze pătrată. Paranteze pătrată. Paranteze AB, domn profesor. Da, din AB. Ori paranteză rotundă. Egal cu A ori B. Egal cu A ori B. Dacă A egal cu 48 și B egal cu 80. Pentru modelul ăsta. Da. Da. Deci dacă A egal cu 48 și B egal, egal cu 80. Poți să fac eu? Da. Da. Să văd dacă știu. Are test. Da. Mi-ai să văd dacă știi. Calci, care erau numărele? 48 și 80. Daria, vrei să pui să văd dacă știi? Păi stai un pic. Păi cât îți trebuie? Mult. Înseamnă că nu știi. Hai să vedem, dacă nu știi, să te explici. Eu descompun numărul. Hai, descompun, da. Hai, pe care vrei să-l descompui? 4 și 8? 6 ori 8? 4 și 8 este egal cu 2 la 4 ori 3. Bun. Și 80 este egal cu 2 la 4 ori 5. Am uitat-o, profesor. Era cam urât. Asta. Am scherțat, nu. Nu mai era nimeni pe rece. Deci 48, A egal cu 48, B egal cu 80, domn profesor. A 48 este 2 la 4, 3. De la 4, 3. A egal cu 40. Și 8. Și 8, da. Și egal cu 2 la 4, 3. 2 la 4, 3. Și 80 este egal cu 2 la 4 ori 5. De egal cu 2 la 80, dar face de la 5. Ori 5. Și să verificăm dacă e adevărată relația. Exact. Și atunci, cel mai mare divizor comun. Care este? Cel mai mare divizor comun este 2 la 4 ori 5 ori 3. Cel mai mare divizor, Daria. Divizor. Cel mai mare divizor comun este egal cu 2 la 4. Da, și multiplu? Și atunci. Și ce multiplu, ce mai mai multiplu comun, ce mai multiplu comun este 2 la 4 ori 5 ori 3. Să fie egal 2 la 4, domnule. Da, 2 la 4. 16 ori 3 ori 5. 200. Ori 2 la 4 și 16. Și să vedem dacă e adevărat. Atunci, 2 la 4. Da, da. A ori B. Acum A ori B. Egal cu?
2 la 4 ori 3 ori 2 la 4 ori 5. 240 ori 16. 2 la 4 ori 3 ori 5 ori 2 la 4. Corect. Așa este. Și a vorbit înseamnă 48 ori 80, sau cum vreți dumneavoastră. Așa. Dar am spus ce înseamnă aici. Da. Și acum multiplu ori divizor. Da. Deci 2 la 4. Poți să dea minus 2 la 4, acolo, 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 1440. Și nu un factor prim, e un factor. Nu prim. Nu zicem prim. Un factor prim, să subînțelegi. A, da? Sigur că da. Păi, n-avea cum să scriu altcumva. Păi de ce scriu? Păi mai zicem 2 ori 5 și 144. Nu. A, deci un factor prim, chiar dacă nu scriu. Da, să înțelegi. O scriu? Da, zici. 2 ori 5, da. Că e 0 acela. Da. 144 în 12 la a doua. Deci pe la prin pătrat perfect. A, da, chiar. Deci pe la a doua, 12 la a doua. Deci poți scriu ca 2 la a doua ori 3. Da, și totul la a doua. Da. Și face 2 ori 5 ori... 2 ori 5 ori 3, nu, 2 la a patra. Da. Ori 3 la a patra. 3 la a doua, atenție. Că ai scris 2 la... A, da, 3 la a doua, 3 la a doua. Așa, și egal cu? Și este egal cu 2 la 5-a ori 5 ori 3 la 2-a. Da? Bine. Următorul tu. 100 de mii. 100 de mii. Cum îl pui darea pe 100 de mii? 10 la cât am? Nu fac așa. Păi, Daria, uite, păi dar poate las, că te las așa, dar pierzi foarte mult exact. Timp. De ce nu poți să spui că e 10 la... 10 la cât, da. Câte 0? 1, 2, 3, 4, 5. N-ai voie să faci altfel, că să le apuci, te scopuni. Dacă te căpăținezi, e problema ta. Deci rămâi și pierzi. Ce se poate face? Exact, 10 la cât, da, Daria. 10 la 5, a? Vorbește mai... Am zis ce mai... Mai tare, ca să te aud. 10 egal cu factor prim. 10, 2, 5, așa vorbești. Totul la 5. Și egal cu? 2 la 5. 5 la 5, așa vreau să vorbești. Ia chestia aia. Dacă te o parte merge mâna ta, vezi că tu pe un minus sau două plus. Și dar așa cum să nu vezi asta? Că exact. E 10 la 5, 10 e 2 ori 5 și atunci 2 la 5. Dar nici profesor nu poate să apreciezi ceva că tu te înșiri și nu vezi că e 10 la 5. Și, și ce se întâmplă ca la sfârșit, îi spune, nu mi-a ajuns timpul. Exact. Ne-ai irosit un dar eu nici aș fi bucurat de așa copil. 4470. 4470. Darea, pe timp te vreau. Pentru 0 ăla de la sfârșit. Da. 2 ori 5, corect. Și ori? 447, n-ai ce face, trebuie să încerci de parte. E 3, eu cred că e 3, domnul profesor, că avem 8 și cu 7, 15, ori 3. Deci ori 3 și ori, dacă ori, acum vedem. 1, ori 4, 14 de 4, 3, 12, 27 din 9. Deci 2, 5, 3, 149. Nu se parte la 3, la 2, nu, la 5, nu, la 7, nu, la 7, clar, nu se parte. La 11, clar, nu? La 13? 13 la 2? Dă mai mult, dă mai mult. 13, deci în 13, nu? 13, 169, da. E prim. 149 e prim. Deci, vedeți, insist pe asta, Dare, ca să înțelegi, că sigur ne-am putea apuca și eu îl fac așa cum ai spus. 4, 7, 0, 2 ori 5, Dare. 4, 4, 7 de sub. Acum, prin 3, da. Mergi odată, nu știu ce e de bun. Și pierzi niște timp. 8. Sigur că aici era mare avantaj morfologic, da? 8, cum ziceți? Determinat cel mai mic divizor comun și cel mai mare... Cel mai mic multiplu cel mai mare divizor. Mic multiplu și cel mai mare divizor al numerelor. 420. Pot eu? Da.
420 420 și? Atât. A, dar 420, 4900 și 3500, iertați-mă. 420, 4900 și 3500. A, toate trei, corect. Așa. Deci păi sunt foarte puțin analizat. Hai să vedem. Păi, pe 420 putem scrie ca 2 la a 5-a, 2 ori 5, ori 42 între 2, 6 ori 7, pe 6 spre 2 la 3, 2 ori 3 ori 7. Așa, păi, 2 ori 3 ori 7. Și o să revină, 2 la a 2 ori 5, ori 3 ori 7. Bravo. Face 2 la a 2 ori 3 ori 5 ori 7. 4.900, da. Scrie tu. Scrie tu pe aici. 2 ori 5, corect. Totul la a doua, că îți văd 0 ori. 2 de 0, Daria, acum îl punem la a doua. Adică 10 la a doua, 100. Da. Puneți domnul nostru la a doua. Și 49, cum e, Daria? 7 la a doua. Ori 7 la a doua. Ce face? 2 la a doua. Mai tare, Daria. 2 la a doua, ori 5 la a doua. Așa te vreau. Și tot și tu, 3.500, tot pe Daria o vreau, 3.500 pe Daria. 2 ori 5, tot la 2. Da. Ori? Ori? Tot la 2 auzi, domnul profesor. Da. 35. Lasă-mă să vedem dacă știi de ea, că tu am înțeles că știi. 35 înseamnă? Da, 35, cât înseamnă? 7 ori 5. Păi. 7 ori? 5. Să fie egal cu 2 la 2, ori 5 la 3, 7. 2 la 5 la 3, da. Așa, 7. Și acum faceți multiplu? Un multiplu comun în care veți și un divizor. Da, pentru Daria multiplu. Multiplu vrea de-o păsa. Fie egal cu 2 la... Tu divizorul, Daria. 2 la... 2 la 3. Unde avem 2 la 3? Avem la... Atenție, că n-avem 2 la 3. Uite și pe tablă cum e așteptat, domnul profesor, că vezi mai bine. 2 la... 2 la 2. Da. 2 la a doua, ori 5 la a treia, ori 3, ori 7 la a doua. Bun. Ori 3, 5 la a treia, ori 3 și ori 7 la a doua. Două. Acesta este. Și cel mai mare divizor comun al lor. Da, vedem? Eu? Da. 420. Dar nu mai zi! 3 ori. Deci 3? Nu trebuie să folosim. Da, vedem, hotărăște. Zi. 2 la 2, 2 la 2, ori 5, da. Și ori 7. Și ori 7. Și va veni 20. Nu, că n-am să o gândim și la celălalt. Nu mai interesează. Dar vă spun că e foarte ușor. 4, 5, 5, 5, 9. 9. Determinați mulțimile. A mare egal cu tot acei x din n, cu proprietatea, x este egal cu 1, 4, 5, a barat, care vede la 5. Și 5 îl divide pe x. Așa, încă ceva? 5 îl divide pe x. Îl divide pe x. Mulțimea pe mare, egal cu tot acei x din n, x din n, cu proprietatea, x este egal cu 1, 7, a barat, virgulă, 2, îl divide pe x. Și mulțimea c, egală cu tot acei x din n, cu proprietatea, x este egal cu 9a3b barat, virgulă, 3 îl divide pe x. Ia să vedem. Dar, tu pentru anului. Haideți pe rând. Deci, mulțimea a o să fie egală cu... 0 și 5. Așa că? 0 și 5. 5 îl divide pe x, da? Dar uite ea, x trebuie să fie 1, 4, 5, a. Păi da. Nu spune numerele. Păi da. Asta îți spun. Hai zi. Deci continuăm, egal cu mulțimea, adăugăm aici, 100, 1, 4, 5. Uite, spune 1, 4, 5, 0. 1, 4, 5, 0. Și 1, 4, 5, 5. 1, 4, 1, 4, 5, 5. Și mulțimea B este formată din 170, 172, 174, 170, 172, 174, 176, 178. 178. Și mulțimea 3, Daria. Mulțimea C, deci acum trebuie să luăm de variante.
Și dacă B este egal cu 0. Da. Dacă B este egal cu 0, atunci 9 plus 3 plus A o să fie egal cu 12 plus A. Și atunci rezultă A, la A, da, A, fie... Aria, din asta Aria, Aria, 9 cu 3 este deja. 9 cu 3 ai multiplu de 3. A plus B trebuie să fie multiplu de 3. Deci asta ar fi echivalent cu a spune că A plus B să fie egal multiplu de 3. Și care sunt variantele pentru ca să fie A și A plus B multiplu de 3? Și zis. Poate să fie A0 și B0. A0 și B0. Da. Deci avem 9-0-3-0. Apoi 9-0-3-3. 9-0-3-3. 9-1-3-9-1-3-8 9-1-3-9-2-3-1 9-2-3-4 9-2-3-7 9-2-3-0 Astea sunt, nu? Variantele toate. 9, 3, 3, 0. Deci ce ai făcut tu? Ai 0, ai păstrat. Ai făcut 1. 1. Ai făcut 2. Dar nu merge cu 3, 0, 3, 3. Merge de acum cu 3 păstrându-l. Și ai 9, 3, 3, 3. 9, 3, 3, 6. Da, da, stați. Păi, la flamătura pe A, de la 0 până la 9 trebuie să-l ducem. Bine. Okay. Mai aveți? Sigur că... 9-3-3-0. 9-3-3-9 Mă turc de jos în sus, că sunt două variabile aici. 9, 5, 3, 4, 9, 5, 3, 7, 9, 6, 3, 0, 9, 6, 3, 9, 6, 3, 9, 6, 3, 6, 9, 7, 3, 1, 2. Da. Da. 9, 7, 3, 5, 9, 7, 3, 9, 9, 9, 8, 3, 4, 9, 8, 3, 7, 9, 9, 9, 8, 3, 0, 9, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 9, 9, 3, 9, 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 9
impară. Și când e impară o să fie câte 3. 1, 2, 3. Da, nu știu dacă... Sunt 35, domn profesor. Da, în sfârșit. El a vrut să vadă o regulă de aceea și dacă merge... Nu ieșit, uite, nu merge schema. Important era așa, să scrie A, B și C. Da. Trebuie să vedea.